mai mari la case și apartamente și dobânzile ridicate îi determină pe mulți români să cumpere locuințe mai mici, dar cu soluții de eficientizare a spațiului. Pereții mobili sau paturile pliabile sunt doar câteva dintre metodele inedite pe care le propun dezvoltatorii pentru a câștiga mai mult loc. Și casele modulare sunt tot mai căutate. Adrian Andreescu vrea să cumpere un apartament cu 3 camere în București. A venit la cel mai mare târg imobiliar de la Palatul Parlamentului să compare ofertele dezvoltatorilor. Cum locuințele s-au scumpit în ultima perioadă, ia în calcul să achiziționeze și un apartament cu 2 camere, dar cu dotări cu ajutorul cărora poate obține mai mult loc. Dacă apeși pe o telecomandă, se ridică patul. Dacă apeși pe asta, se duce peretele, vine peretele, da? Deci viitorul cam ăsta o să fie. Genul ăsta probabil de case smart. Pereții mobili și paturile pliabile sunt câteva dintre soluțiile propuse.